Ministrul Mediului, Pădurilor și Apelor, Grațiela Gavrilescu, prezentă în turneu politic și profesional prin județele Moldovei, a răspuns unei întrebări adresate de redactorul Roman24 legată de tergiversarea de la un ministru la altul, a problemei legate de consolidarea podului de la Ion Creangă, chestiune care ține doar de voință politică. Este vorba de ceea ce a cam lipsit de aproape 10 ani încoace tuturor celor care trebuiau, printr-un simplu aviz, să scoată temporar din fondul silvic suprafața de aproape 15 hectare de teren și să o dea în administrarea primăriei de la Ion Creangă pentru a se putea interveni cu lucrări de deviere a cursului Siretului pentru protejarea podului. S-a discutat chiar astăzi despre această problemă și de aceea domnului Vamanu, care este directorul de la APA Prut Siret, chiar am și spus că trebuie să rezolvăm neapărat. Proiectul a și fost reactualizat și să vedem efectiv de unde, și m-am și gândit de unde să aloc bani pentru ca această problemă să fie rezolvată, respectiv tot de la fondul de mediu. Ministrul Mediului a dat asigurări că, din punct de vedere al deciziei ministeriale, problemele sunt ca și rezolvate. Eventualele întârzieri care ar putea apărea ulterior țin doar de parcursul juridic al problemelor legate de transferul suprafeței amintite prin hotărâre de guvern de la regia Rom-Silva la Consiliul Județean Neamț. Abia aștept să se voteze săptămâna viitoare codul silvic ca să reparăm toate nedreptățile, ca schimbul să se facă unul la unul, pentru că așa este corect, mai ales atunci când este vorba de lucrare de utilitate publică. Și atunci nu avem niciun fel de problemă. Lucrurile se vor rezolva. Deja discuțiile și astăzi s-au purtat cu RNP-ul, pentru că au fost prezenți și ei la discuții. Și sper ca, să spun așa, în maxim o lună de zile să putem să rezolvăm problema. Dacă o să dureze mai mult, o să dureze de momentul în care legea e promulgată, și adică întârzierile nu sunt numai de factorul decizional care este factorul ministerial, da. Trebuie reamintit faptul că pentru rezolvarea acestei chestiuni a mai existat o lege promovată mandatul trecut de deputatul de Roman Ion Creangă, Marius Neculai, votată de Parlament în februarie 2012, vizând transferul terenului din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva, Direcția Silvică Neamț, în administrarea Consiliului Județean Neamț. Legea a fost însă întoarsă de la promulgare de președintele Traian Băsescu la Camera Deputaților pentru câteva chichițe de neconstituționalitate și a zăcut iar însertarele birocrației românești. De atunci, prin Ministerul Mediului au mai trecut cel puțin 3 miniștri, 2 dintre ei jurând că problema e ca și rezolvată. Soluția necesară punerii la adăpost a locuitorilor din comunele din Aval de Siret este defrișarea celor 15 hectare de vegetație forestieră de salcie, de altfel plantate tot de sătenii din Ion Creangă înainte de Revoluție, pentru mutarea Siretului în Vechea Albie și construirea 500 de metri de canal care ar putea feri localitatea și agonisela de viața oamenilor de efectul devastator al unor inundații.